Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Astă seară, o seară specială, o seară cu prietenul nostru, Dragoș. Bună seara, Dragoș, prietenul, șamanul și mentorul nostru în seriile de duminică. Bună seara! Dragoș, astăzi îți propun să vorbim despre cele 9 profeții de la Celestine. Vorbim despre ceea ce a scris James Wakefield în carte. Eu le-aș propune celor care nu au citit cartea și poate nu pot să o citească, să intre pe YouTube să caute filmul. Este un film foarte interesant, un film pe care ar trebui să-l vedem cu toții. Dar ne întoarcem la profeții, pentru că ele sunt concluzia cărții și a filmului. Și o luăm cu începutul, da? Te las pe tine. Începem cu prima profeție, cu conștientizarea consecințelor. Și te rog să dezvolți. Conștientizarea consecințelor, da. Da, adică karma, să conștientizăm că tot ce facem vom primi înapoi. La asta chiar mă gândeam zilele astea, culme. Numai de karma vorbesc. Karma, karma, karma sau soarta. Și atunci, da, consecințele, conștientizarea consecințelor unor acțiuni trecute. Astăzi faci, mâine culegi. Sau, dacă nu ești mai apropiat de partea spirituală și de lumea spirituală, le culegi mai târziu. Da, cei care deja ați descoperit această lume care este de studiat înainte de lumea materială, ar trebui să fie studiată înainte să te apuci de studiu material. Deci voi știți că a început karma să acționeze mai repede. Adică înainte făceai o prostie și te trezeai la sfârșitul anului că le plătești. Acum, cel puțin în cazul meu, dar eu zic că vă identificați mult cu acest constatare, adică cu aveți mult să constatarea asta, imediat am văzut. Deci mușchi limba câteodată. Da, avem o problemă aici și nu știu cum să fac să nu mai avem, dar sper să nu mai fie cazul. De a format o masă critică de trezire spirituală. Da? Sunt în perioada în care vezi că sunt din ce în ce mai mulți oameni treziți. Și asta este un lucru bun pentru că ei sunt baza pentru evoluția noastră viitoare. Da, acest stil, această preocupare e baza și pentru noi, că noi totuși am venit aici fiecare în parte, nu doar unii, pentru a evolua spiritual. N-am venit pentru a plăti niște datorii care numai aici se pot plăti, niște karme care nu s-au putut achita în timpul vieții și oricum sunt unele așa de mari din vieți trecute încât nu le poți achita într-o viață, decât cu o soartă foarte grea, adică cu un destin, cu o încarnare extraordinar de grea. Se pot face lucruri rapid, dar atunci se cheamă că te naști cu dizabilități, rămâi fără membre, ai boli care te blochează, te imobilizează. Deci astea sunt niște soluții rapide, dar grele. Însă majoritatea oamenilor vin să-și plătească cât poate fiecare. Problema e că atunci când vii într-un corp perfect dotat, poți să ratezi din cauza corpului perfect dotat plata datoriilor, adică faci unele și mai mari. Că te vezi frumos și bogat și nu-ți mai înge nimeni la nas și faci prostii. Dacă ești frumos, bogat și faci binefaceri și înveți lumea de bine, e foarte perfect. Adică un pleonasm care e sugestiv. Pentru că e bine dacă dai un sens bogăției tale și un sens în a aduce bine, a aduce cunoaștere, apropiere de Dumnezeu. Da. Câți o fac? Asta este bogatul care intră în împărăția Raiului, unde zicea Hristos că mai degrabă intră un cămilă prin urechile acului decât bogatul în împărăția Raiului. Se referea la cei care sunt, eu aș cred că s-a trezit greșit, s-a tradus greșit, decât avarul. Exact, se referea la avariție, la oameni care Da. devin deja avari. Dar Da. este un sens extrem de profund și este, de fapt, linia noastră pe care ar trebui să o urmăm, de fapt, pe care ar fi trebuit să o urmăm de la începutul începutului.
Da, noi de fapt ar trebui să fim educați, să facem bani ca să facem un lucru măreț în care să ne ajute în evoluția spirituală la momentul trecerii, la judecată, la când se face, să zicem așa, un calcul, se face o statistică, da, se face o revizie a vieții și atunci dacă ai cu ce să vii acolo, e altceva. Exact ca în viața de aici, la fel, nu e nicio diferență. Adică, de fapt, e aceeași viață. Numai că perceptele lumii noastre acum sunt să ne îmbogățim, să avem mașini, vile și de toate noi și familia noastră eventual, toate că s-a cam ajuns noi, mai nou. Adică cine face bani nu prea neapărat că îi împarte cu ceilalți din familie. Că nu prea mai sunt familii, nu prea mai Exact sunt. asta am vrut să spun, nu prea mai țin oamenii de familie. Nu mai țin de neam, de familie, într-adevăr, suntem fiecare pe cont propriu. Dar atunci, e și aici un lucru bun. Dacă familia nu mai există și neamul, e un lucru foarte bun, că ascultă fiică și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Se aplică acest principiu al evoluției spirituale și atunci familia devine toată umanitatea. Toți care îți ies în cale și să-i ajuți cu ceva, adică fiecare cu ce poate. Dacă n-ai bani să faci, de exemplu, o școală, că asta mi-ar place mie, de exemplu, să fac, o școală în care să fie dotat, să fie bine și să fie școală, ca o, dacă se poate, la nivel de universitate. Dar, într-adevăr, asta ar fi un lucru extraordinar, deci mai mult decât orice, în care există și biserică, e templu de rugăciune, există tot ansamblul ăsta al unei vieți echilibrate, unde să avem pe cei patru stâlpi ai destinului învățați din frage de pruncie. Nu vă concentrați doar pe unul din stâlpi, că nu o să faceți nimic. Doar spiritual nu merge. Doar spiritual și cu Hai să familie nu la merge. numărul 2, că avem 9 și trebuie să le cuprindem într-o oră. Bun, hai să vedem. Deci Ai am avut istorică karma, pozitivă. Conștientizarea efectelor în ceea ce situație ești o karmă, să conștientizezi. Acum trecem Apoi la am avut perspectiva istorică care se referă la prelungirea prezentului. O nouă viziune asupra timpului. Scopul, adevăratul scop pe care îl avem. Este omenirea trebuie să privească viața în această evoluție spirituală. O da, face deci, așa. Unii ca da. să ne repoziționăm față de timp, pentru că noi avem impresia că timpul e ceva abstract, ceva de la sine înțeles și există. E, timpul există pentru că este creat, este o noțiune creată, el are masă, timpul și spațiul au masă. Deci dacă au masă, sunt o creație. A lui Dumnezeu o iluzie care nouă o să ne dea senzația că pierdem timpul sau câștigăm timp sau, mă rog, să putem evolua. Că altfel stai ca într-o, cum să spun, ca într-o cușcă în care tu nu poți să faci niște analize, niște concluzii. În funcție de ce ai făcut, vezi ce faci. Deci timpul este foarte necesar în această lume pentru a face, sau pentru a evolua. Însă se poate manipula și de aia noi ar trebui să trecem în lumea asta într-un trai în prezent. Că dacă stăm cu mintea în trecut, ce frumos a fost și acum nu mai e, se cheamă că ești depresiv. Și dacă vei sta cu mintea în viitor, da, dar lasă că eu o să reușesc să nu știu ce, ești, o să devii anxios, adică o să ai o frică dacă reușești sau nu reușești. Ideea e că a face un proiect, un plan e ok, dar a sta cu gândul la viitor, că o să fie, că o să facă exact stilul, cum se cheamă, ratatului, care așteaptă să câștige la loto. Asta se cheamă ratare sigură. Dacă Să te te uiți în bazezi pe o jur, șansă la 1 milion, că dacă tu te o uiți să câștigi. un pic în jur, o să vezi că suntem o omenire de anxioși. S-au indus și frecvențele astea. Da. Induse. Prin telefoane, prin antene. Deci e induse. Fiecare sentiment, emoție are o frecvență, știți asta, și se poate replica pe dispozitive tehnice și, bine, sunt și pentru frecvențe bune de restructurarea ADN-ului, 528 de Hz, sunt pe YouTube, le găsiți pe toate. Iar Aici și de anxietate. vorbim de perspectiva asta a timpului, vedem că foarte mult se agață de trecut. Deși e o iluzie, nu poți să crezi că, adică n-ai cum să gândești că mai poți trăi în trecut, că poți întoarce trecutul, nu poți să întorci niciun minut înapoi. Așa este.
Deci, Dar auto. toți conștientizează, văd acum. Eu am foarte multe cunoștințe care au început să trăiască în prezent. Nu mai își fac griji de. Adică au eliberat această Eliberat. continuă emoția asta, a grijii. Mm? Și n-a murit nimeni. De când a început cu reeducarea omenirii prin diferite constrângeri, că asta se întâmplă acum, din 2020 încoace, unii chiar au și cedat. Au cedat efectiv de frică și de anxietate. Alții au ajuns la concluzia că nu mai împasă. Cât e de la Dumnezeu, e, dar trăiesc și au început să progreseze, culmea. De când au scăpat de... A fost o limită la care n-au mai trecut mai jos. Și de aici încolo au rămas în ceea ce zici tu, în prezent continuu, într-o lipsă a grijilor și de fapt se cam abandonează în mâna Pentru că divinității. știi cum au făcut? Aici. Au schimbat reacția în acțiune. Deci nu mai reacționează. Oamenii acționează și își văd de drum și își construiesc drumul lor. În condiții date. Nu prea mai țin nici cont de ce li se induce, pentru că cine s-a prins, s-a prins, că există o manipulare totală. Da. Trecem la un subiect care clar o să-ți facă mare plăcere la energia subtilă, energia care ne înconjoară și care ne influențează gândurile și comportamentul. Și vorbim aici despre faptul că totul este energie, până acum s-a spus că trăim într-un univers material, nu, noi trăim într-un univers de energie. Totul este energie în jurul nostru. Deci materia e energie. Da. Deci materia este energie, deci trupul meu care se vede acum este 99,99 gol. Atomii sunt goi. Adică ei sunt alcătuiți din particule subatomice până la neutrino și până la cuanta care nu se mai divide, care suntem și noi la rândul nostru o cuantă din aceea, un spirit pur, o particulă indivizibilă, unică. Și nu mai există alta. Și toată creația este făcută din aceste particule unice, indivizibile, dar care au conștiință și care fac o școală. Și dacă noi facem școala unui trup cu multe particule indivizibile care sunt frații noștri, dar care fac școala calciu, școala apă, școala, mă rog, din ce sunt făcute toate componentele trupului nostru, școala mai departe, avem în noi și un școala spiritificatului, adică deja e acolo pus o particulă cuantică care are rol de spirit al întregului organism, întregului organ, care e o lume în sine la rândul ei. Dar, deci, materia, că de aici am pornit, este alcătuită din aceste particule indivizibile, care, într-adevăr, astea sunt dense. Asta e din haos, cum ar veni când stăteam înghesuiți acolo, e greu. Dar, împrăștiate până în lumea asta, așa zisă, fizică, de fapt, este o lume în care particulele indivizibile au fost puse pe un anumit model de către Dumnezeu, și alți, Dumnezeu și fiii lui care creatori, dar toți fac cu acordul și prin Dumnezeu, totul vine de la Dumnezeu, toate mi s-au dat de la tatăl meu, așa, și ele sunt puse pe o rețea de structură, să zicem așa, o structură specifică care ne dă nouă lumea în care suntem noi. Însă la rândul lor, particule care creează lumea asta sunt foarte, atomii, de exemplu, sunt goi, aproape goi, 99,9. Ca să vă dați seama că de fapt tot o formă de energie suntem, nu suntem materie. Dacă vreți, materia adevărată este chiar această particulă indivizibilă care nu se mai divide și deci dacă ai aglomera multe din acelea, s-ar face materie. Și cred că haosul e materie, de fapt. Da, Așa este. că teoria mea a fost destul de complexă și complicată, dar oricum are logică. Că vorbeam de energie și noi suntem tot energie, inclusiv carnea, care altfel nu s-ar explica cum de unii oameni dispar. Adică nu-i mai vezi. Se fac invizibili, se mai și translochează în altă parte, cum e Anastasia și alții. Și cum a făcut și Hristos, și cum au făcut și aducerea apostolilor la, așa zisa, înmormântarea Maicii Domnului. Deci această translocație sau teleportare se face prin dizolvarea acestor legături, crearea unui nor de particule, o energie mai subtilă și recompunerea în energia care se vede în lumea asta, acolo unde se teleportează. Așa că noi suntem tot energie, însă vrem să devenim și mai subtili, și mai ușori, ca să spun așa. Trecem, Dragoș, la lupta pentru putere. Oamenii caută putere și caută greșit să-și ia puterea din ceilalți. Ne
învățând că, de fapt, puterea este în ei. Dacă vrei să te împuternicești, nu trebuie să slăbești pe altul. Trebuie să te întărești pe tine. Da, oricum, toți cei care au încercat să ia puterea altora au sfârșit nemai având deloc putere. Uitați-vă la împărații lumii, la toți cei care au încercat să cucerească, să aia, până la urmă au sfârșit de sabie. N-au ajuns la... Rar câte unul care a murit în patul lui ca Ștefan cel Mare, care probabil, și nu probabil, că altfel nu s-ar fi putut face asta, nu și-a apărat decât țara, glia aia lui acolo. Și de-aia a reușit să moară în patul lui. Rănit, o fi mai greșit și el, că toate, deci vorbeam de karmă, vedeți cum se leagă aceste profeții ale celestinei, se leagă una de alta. Karma, să o conștientizăm. Nu există, nu ridica sabia petre, că de sabie vei pieri, chiar dacă ești foarte mega îndreptățit să o faci. Și atunci, într-adevăr, acest punct este și el important, pentru că dacă iei puterea altuia, ți se va lua și ție. Dacă vrei să-ți dezvolți puterea ta, poți să folosești meditația, rugăciunea, ormus și exerciții, antrenamente fizice cu scop spiritual, adică nu neapărat că tragem de fiare. Cu toate că și dacă tragi de fiare, faci putere. Pentru că folosești tendoanele și tendoanele odată folosite acumulează energie. De-aia sportivii sunt totuși în putere. Dar putem face asta și prin Qigong sau alte metode sau anumite poziții specifice care sunt în Hatha Yoga. Astea sunt tot un fel de Qigong. Qigong ăsta însemnând întinderea tendoanelor și odată cu ele acumularea de mai multă energie unde? În bateria de aici. Și asta e putere. Și practicând meditații și practicând, așa cum ai spus, Qigong și îți poți Și recăpătă suplimentând cu alimente într-o e putere. armonie, sigur. Dacă reușești să te armonizezi, clar vei câștiga putere. Nu mai ai nevoie să iei de la nimeni nimic. Pentru că, de fapt, vampirizarea asta te face să accepti compromisuri. Ca să știți. Ca biolog sunt interesată de medicina alternativă și implicit de bioenergie. Durerile articulare s-au atenuat, au trecut chiar. O eczemă pe care o aveam deasupra gleznei, destul de mare, zic eu, și care m-a îngrijorat profund, a dispărut pur și simplu, s-a uscat și acum pielea este netedă și întinsă, la fel cum era înainte, fără să folosesc nici un fel de tratament. Îl recomand din toată inima. În momentul în care tu nu ai, nu ești bine, nu te-ai întărit personal, tu vei căuta să te sprijini pe cineva, adică să ai și tu pe cineva, adică să, da, mă, dar totuși e bun, e rău, dar e bun, că îl am, sau ea, sau el, sau prietenii, că n-am prieteni și te duci și că iei putere de la ei, dar de fapt îți iau și ei ție, sau poate îți iau mai multă ție când te întorci acasă, ești mai obosit decât ai plecat, dar tu pleci după putere, după un chef de ceva, chef, putere. Și eu vă spun, antrenament, alimente de putere, ușurată hrana proteică, adică eu nu zic să nu mănânci, că la un moment dat eu am făcut și posturi din astea cu grâu colțit și cu apă și cu așa, și la un moment dat te slăbești prea tare. Trebuie să mai pui ceva acolo. Dar merge bine alternanța între proteine și mai multe zile de mai ușoare, așa, sau proteine mai ușoare. Așa, și bineînțeles, eu nu mă las de elementele monoatomice care ne aduc lumină direct și ne potențează glandele corpului. Suprarenalele avem nevoie la faza cu puterea, la asta cu puterea, ne trebuie suprarenale, ne trebuie nimic. Și atunci ormusul le hrănește pe toate. Dar dacă avem suprarenalele puternice, rinichiul funcționează, atrage energie, că zic chinezii, dacă n-ai rinichi, n-ai nimic. Adică primul să faci rinichiul, să-l cureți de nisip, să bei ceaiuri diuretice, să bei apă care se asimilează în celulă, că de obicei nu intră în celulă din ce cauză? Că nu are săruri. Și atunci am văzut un medic naturist care recomandă la fiecare gură de apă sau pahar de apă un grăunte de sare, ea zice celtică, dar eu zic sare grunjoasă de la noi din țara noastră, Dacia, care pe lângă faptul că mai conține sodiu și așa, clor, așa, dar ea conține și ormus în oarecare măsură. Nu prea poți să scoți mult din sarea noastră, dar poate că în anumite tipuri de sare este mai mult. Cert este că sărurile astea care tu le iei pe limbă înainte să-ți bei paharul cu apă va ajuta să se facă electroliză la nivelul peretelui celular ca să-ți intre apa în celulă. Că dacă nu o bei și mai rău îți face, te umfli.
Și exact pe dos ce se spune. Sare, nu că vă umflați. Nu, eu vă spun, luați o sare bună, dar nu de aia recristalizată și cu nu știu ce pune ea. Bine, nu trebuie să faci exces nici de sare, pe mai ales cei care au probleme cu tensiunea. Dar ca să nu Păi consumi nu. sare, Un nu. grăunte. Dacă ai probleme cu tensiunea, lămâia și vitamina C rezolvă problema cu tensiunea. Da, mesajul mistic. Se pot face conexiuni cu energia divină pentru a obține inspirație și viziuni care pot fi interpretate pentru a ghida viața noastră. Mesajul mistic și această conexiune interioară și cu divinitatea trebuie să aibă ca scop devenirea noastră sau cum revenirea noastră, așa, la bunătate, la prietenie, la iubire, la înțelegere universală. Deci la asta se referă. La cum reușim să ne autoeducăm unii pe ceilalți, astfel încât să fim în armonie. În primul rând, să acceptăm pe cei din jurul nostru așa cum i-a dat Dumnezeu, pentru că sunt dați conform proiectului de școală. Dacă ți apare o persoană nouă în viață, n-a venit ea așa în viața ta că, uite, a mai venit și ăsta în viața mea. Ia uite de unde l-am găsit și pe ăsta. De exemplu, când zici tu că ți-ar deranja. Ei vin pentru ca să se echilibreze karma. Dacă sunt răi, dacă sunt buni, vin ca să echilibreze dharma, adică partea ta bună, acțiunile tale pozitive, rugăciunile care le-ai făcut, Dumnezeu va trimite un om care te scoate. Dacă tu ai făcut fapte rele și gândul tău este tot timpul încrâncenat, va veni unul mai încrâncenat, care să te educe să te liniștești prin o putere mai mare de încrâncenare. Așa că e bine noi să lăsăm singur garda jos, că nu facem nimic dacă fiecare ne știm problemele. Unul are comunia, unul are problema lăcomiei, altul are problema geloziei, altul problema invidiei, altul problema avuției. Fiecare știe problema lui. Unul se crede că e cel mai deștept și se arată Dumnezeu la un moment dat că e unul și mai deștept. Care poate și dacă ar fi frumos, așa cu toate că doare mai rău decât atunci când te ia tare, să te ia frumos și să se explice. Doare mai tare. Când vezi pe unul care îți dă lecții efectiv de comportament. Chiar de curând am pățit eu așa ceva, că și eu sunt și în categoria asta. Aole, ce ne facem noi cu aceste lucruri care... da, nu e nimic. Deci Am eu aici un programel și de-aia ne face așa. Dar ce vreau să spun, s-a auzit, s aude și la tine? s-aude foarte bine, nu se aude. Se aude foarte bine. Nu, Nu. s-a auzit o piuială ceva? A, înseamnă că nu se aude în partea aia, e gândit. Bun. Deci, atunci, dragii mei, mergem mai departe, nu mă mai stresez. Deci, tocmai ce am avut o situație de genul ăsta și vă și explic ca să vedeți cum, practic, puteți să faceți niște similitudini în viața voastră. Că de-aia avem noi această emisiune, ca să fie așa ca seara duminica. Deci, băiatul meu mergea cu mașina de curând și i s-a rupt rezervorul. Pentru că s-a rupt. Adică prinderea lui și-a căzut și fiind din plastic, el a mai mers un pic să tragă mașina pe undeva să nu stea în mijlocul drumului, dar normal ar fi trebuit să oprească pe loc și să vadă ce-i face, că s-a răcăit și a început să curgă motorina pentru distanța aia cât a făcut el ca să se retragă undeva. Și m-a sunat să vin să vedem ce facem. Bun, pe drum auzeam că vorbeam cu el. Cineva a intrat în vorbă acolo și așa a vrut Dumnezeu ca să mă smeresc. Mie mi s-a părut un om cam nepriceput cel care l-a ajutat și cam cu glume așa ciudate. Că se auzea un zgomot de la mașină, zice, scoateți borna de acolo să nu ia foc sau ceva, eu de acolo. Ah, și el făcea glume, dar el era chiar un meseriaș. Și eu am zis, domne, știi ce, ia lasă dumneata mașina așa cum e. Că vin eu și văd eu ce-i fac. Și când am ajuns, omul își retrăgea ce făcuse. Eu am văzut că avea cric acolo, deja era pregătit, era o casă din zonă care omul avea de toate. Și din cauza că eu am fost grăbit și n-am analizat mai bine vocea, n-am analizat mai bine să-l întreb pe fiul meu, să-i zic cum e mă omul ăla, e serios, nu-i serios, e de pe stradă, cum e, să aflu câteva date, m-am grăbit să-l judec și să zic să plece.
Când am ajuns acolo, mi-am dat seama că ce luasem eu de acasă nu era suficient ca să repar, să rec cu sârmă ca să plec acasă. Și cam asta era ideea în capul meu, zic, pun acolo și vedem cum facem, dacă nu curge foarte mult, am plecat de pe loc și ajungem acasă. Și așa a fost. Dar aveam nevoie de un cric, eu m-am uitat cricul, omul avea cric, avea multe și m-am dus la ușă, frumos, că era o poartă lângă mașină. Omul zice, domnule, dacă n-ai nevoie, eu am plecat. Și a plecat. Și am rămas și mi-am dat seama că am greșit. Și m-am dus la poartă, vezi ce înseamnă să te smerești. Am bătut frumos, domnule, iertați-mă, nu. Când a ieșit, eu nici nu-l văzusem bine, că era în salopetă, omul muncise toată ziua, era mecanic, știa și de mecanică, știa de toate. Ia despre Văd ceva. că ești în salopetă, ești om care știe. Iartă-mă, domnule, dar pe drum, eu fiind mai coleric și mai impulsiv, am luat varianta cealaltă, să nu fiu un, să zice, mașina mai rău. Ne-am împăcat, m-a ajutat omul, ne-am băgat sub mașină și am reușit să plecăm de acolo. Dar vreau să vă spun, ca a fi coleric și a judeca mai rapid înainte, să pui câteva întrebări, să vezi tu despre ce e vorba, să gândești un pas înainte, poate să-ți fie fatal. Sigur că da. Sigur că da. Așa că, dragii mei, vedeți ce Toți probleme facem aveți. greșeala asta, să știi, nu numai tu. Toți facem Cum? greșeala asta. Toți facem greșeala asta. Da, dar asta vreau să o rezolv. Vreau să fiu puțin mai calm. 10 secunde alea de inspirat, înainte să răspunzi. Un pic de ascultare, un pic să asculți. Și asta ar fi fenomenal, că am putea să ne înțelegem, nu mai am avea orgoliu, adică orgoliu te face să faci prostia asta. Cine e asta? Și știu eu, eu îmi luasem 3 scule la mine, repar eu. Mă Bine, rog. pentru că în mintea noastră imediat se fac conexiuni cu oameni care mai mult te încurcă decât te ajută și așa mai departe. Și atunci te-ai dus în zona asta fără să gândești înainte că poate să fie un om care într-adevăr ți l-a scos Dumnezeu în drum să te ajute și că te va ajuta de Da. adevăr. De aici am pornit. Au fost mai multe karme aici și dharma și karma a fost. Karma pentru că probabil trebuia să-mi iau și eu, tot în stilul care probabil fac și eu altora, probabil fac și eu glume cu alții. Adică ei săraci au o problemă și eu fac glume. Și poate mai fac asta chiar și când fac terapiile, în sensul că mie mi se pare că se rezolvă, dar omul este destul de speriat, să spunem așa. Că totul se plătește, deci n-ai cum. Eu învăț din toate astea, că de asta este vorba în emisiunea de astăzi, să conștientizăm karma, să conștientizăm faptele trecute sau situația în care suntem. De ce suntem în situația aia? Uite, Dar din cauza că facem și acum. rugăciuni, am ajuns să fiu și ajutat. Am avut dharma să ajung cu mașina, a doua zi m-am apucat de ea, am reparat-o personal, aveam ce-mi trebuie, niște substanțe A plus B și l-am făcut ca nou. L-am Dragul. pus la loc cum trebuie, mă rog. Înțeles. Trecem mai departe la claritate. La claritate. Da, Trebuie păi, uite, ei sunt în context. și Claritate. să, exact, rezolvăm traumele din trecut, pentru că tocmai vorbeai despre asta, pentru a vedea cărarea noastră în viață. Deci, detașarea de trecut și calea personală. Da, deci claritatea este și asta. În timp că tu zici că ești clar, când ești liniștit și stai în meditație și la umbră, ești foarte clar. Dacă când te ia ceva așa pe nepregătite, mai se aude o veste, o ceva. Uite, cum a fost chestia asta, te gândești, o fi lovit. Sau o chestie de accident, sau o chestie de o veste mai puțin aparent bună, dar până la urmă poate să nu fie o problemă. Așa, în momentul ăla nu mai e claritate. E, claritatea înseamnă să respiri 10 secunde. Înainte să te sperii, înainte să iei o decizie pripită. Și apoi, dacă trecem la punctul, la ce punct suntem la asta cu claritatea? E, dacă trecem la punctul 7, unde spune să ne apropiem de divinitate și să ne lăsăm în mâna lui, în momentul ăla de claritate care a inspirat și ai făcut 10 secunde, zici, Doamne, facă-se voia ta. Eu acum am nevoie de tine, că eu nu știu ce-o fi acolo. Ajută-mă. Ajută-mă tu. Și în momentul ăsta, noi în toate aceste sfaturi, vedem cum lucrează ele frumos așa și am ajuns aici, dar ar fi chiar frumos să citești tu al șaptelea. Da, este deschiderea către energie, învățăm să ne deschidem față de energia divină și să ne lăsăm conduși de aceasta. Este autoreglarea, să zicem, în marele flux al energiei, în împlinirea dorințelor, în sincronicități. Trebuie să învățăm să lucrăm cu ele, să învățăm că suntem energie. Și să aducem energia în viața noastră ca să ne putem
găsi calea, că până la urmă toate la asta se referă, la drumul drept. Drumul drept este către divinitate. Drumul duce la, ăsta e drumul drept, drumul pe care trebuie să-l alegem, să ajungem la divinitate. Dacă ajungem la divinitate, trebuie să ne contopim cu divinitatea, că odată ce ajungi la Dumnezeu, te unești cu Dumnezeu, adică ești una cu Dumnezeu, intri în sistemul cuantic divin. E, dacă tot trebuie să ajungi la divinitate, deci toți luptăm să ajungem la divinitate, de ce nu acceptăm de acum să ne contopim cu divinitatea și practic să ne rugăm în continuu, Doamne, facă-se voia ta, transmite-mi voința ta. Astăzi m-am sculat, îți mulțumesc că trăiesc, îți mulțumesc că e pace și e liniște, și e soare, sau că plouă, mă rog, ce-o fi, trăiesc, și te rog să te manifesti prin mine. Pentru că eu te invit să intri în mine și să rămâi în mine, ca să mă unesc cu tine. Și deci drumul către divinitate, cam ăsta ar fi, trebuie să-L primești tu pe Dumnezeu în tine, nu să pleci undeva. Asta este marea taină. Ca să ajungi la Dumnezeu, trebuie să-L primești pe Dumnezeu în tine, nu să te duci tu să-L cauți pe Dumnezeu. Da, așa este. E, acum ajungem la interacțiunea cu alți oameni. Învățăm să vedem aurele sau câmpurile energetice ale celorlalți, să le interpretăm și să simțim energia lor. Este vorba și despre, etică personală, interpersonală, conexiunea cu interiorul și cu exteriorul. Și aici da. Putem să ne folosim de ormus pentru a ne lumina, pentru a vedea mai clar, pentru a simți mai clar. Ormus aduce într-adevăr lumina și o vibrație mai înaltă. Multă lume constată și cam toată lumea constată o claritate, că tot am vorbit și de claritate, și o putere mentală, o acuitate mentală, o istețime, o iuțime a minții, o rapiditate de gândire. Pentru că accelerează rata de transfer a informațiilor prin neuroni, prin creier. Adică una e cu ormus, alta e fără ormus. Să zicem, s-a făcut o probă și e asemănătoare cu transferul de informații prin sârmă metalică, de cupru, de exemplu, când era pe vremuri cu dial-up, dacă mai știți, cât stăteam pentru a ne conecta la internet. Și diferența cu fibra optică este de 10.000 de ori mai rapidă fibra optică. Așa este și cu ormus. Dacă intră în sistem, în fibra noastră optică, adică creează o fibră optică. Noi avem un sistem de comunicație prin neuroni, electric, cu impulsuri electrice, și mai avem această fibră optică care se cam tulbură. Nu știu dacă ați văzut sau vă spun eu dacă n-ați văzut cum se repară un cablu de fibră optică stricat, am văzut la băieții că am avut și eu ocazia să-l tai și am văzut cum îl repare și ce aparatură au. Deci, practic, acolo trebuie pus fix cap în cap fibra optică ca să conducă impulsul de lumină. Și dacă nu-l pui bine și un pic e schimbat sau s-a opacizat, nu mai merge. Merge foarte prost. Așa că acest ormus ne aduce nouă lumină ca să curețe, să spunem așa, canalele de transfer al luminii și să le potențeze, și atunci începem să devenim de 10.000 de ori mai rapizi și în vindecare, și în gândire, și în așa, la nivelul nostru de conștientizării, nu o să fim de 10.000 de ori mai rapizi a socoti sau a face un exercițiu de matematic, de exemplu. Dar oricum, se simte că poți să gândești, să vezi mai clar cum trebuie și crește și intuiția, adică nu mai trebuie prea multă calcule când uite, să vorbim puțin și despre refacerea aurei, pentru că știm foarte bine că acest înveliș energetic este cel care dă primele semnale atunci când ceva nu este în regulă. Da, și practic. Se ajungă să facă acea breșă, să poată ajunge la un organ sau altul, noi am putea să prevenim prin da. Refacerea aurei această energie a noastră și aici ne ajută tot ceea ce faci tu. Practic, aura nu este altceva decât emanația chakrelor noastre.
de fapt, a organelor noastre și a organelor noastre. Prin organe, în respectiva zonă, se face acea turbină care în afară arată, de fapt, bunul mers al organelor respective din zona respectivă. La piept aici avem anahata cu inima și cu plămânul, la plex avem digestia, ficatul, stomacul, pancreasul. Și ele toate acolo, dacă sunt în armonie, vor face o culoare frumoasă, de exemplu, la plexul solar, galben, frumos, și se duce și se ramifică prin toată aura și arată o culoare frumoasă, arată, adică îți dai seama imediat după cum arată dacă omul e bolnav sau nu. Că se vede și în zona de unde emană o culoare spre tern, spre urât, maro, Fără amestecat. lucru. O culoare Sau fără lucru. purea spre închis. Dacă e negru, deja e negru. Așa că da, într-adevăr, dacă vom lucra din interior, aura se poate regla și cu capul, adică din meditație, din voință, că tot ce gândește manifestă. Chiar și fără niciun medicament, fără nimic. Chiar și fără ormus. Și în momentul în care cu mintea vei atrage lumina, va veni și ormusul în tine, pentru că el suportă o stare atât de fină, monoatomică, încât se poate transforma într-un gaz rar și mai mult decât atât, nu doar inspira pe nas sau pe gură. Trece prin por și se duce acolo unde vrea el. Așa erau sfinții părinți care nu știau ei de urmă, dar aveau sângele transformat în lapte, așa a spus. Adică deja ajunseseră la sânge de ormus. Există așa ceva. Există și sânge de mercur roșu la vampiri. Există și așa ceva. Dar există și sânge de ormus, de laptele zeilor. Știți că sunt mărturiile tăierii capetelor sfinților, care mulți dintre ei, și printre care și Petru, i-a curs lapte, a tăiat capul și a curs lapte. Există. Să dați pe net să vedeți dacă nu știți sau să citiți Viețile Sfinților. Și aceste lucruri sunt, există și vor mai fi și la către ele trebuie să ne îndreptăm toți spre a deveni ființe de lumină. În momentul acela vom avea sângele alb, adică din Ormus. Și se va auto-atrage din Univers. Nu va trebui neapărat să consumăm Ormus. Dar noi dacă luăm de pe acum, mergem spre ideea asta și ne îndepărtăm de cealaltă care v-am spus, cu mercurul roșu. Da, uite, la interacțiunea cu ceilalți, nu trebuie să sărim peste smerenie, care este o virtute absolut necesară pentru a evolua. Deci, fără ea nu intrăm nicăieri. Acolo toată lumea e smerită, adică cine e cel mai mare? Întrebau apostolii, discipolii lui Hristos în împărăția cerului. Cel care este cel mai mic este cel mai mare. Respectiv, cel mai smerit și cel mai milos și cel mai bun și cel mai atent este Iisus Hristos în împărăția Raiului și în această lume în care suntem acum. Pentru că așa e acolo. Nu e ca la noi. Cel mai rău, cel mai dur, cel mai hoț e cel mai mare aici. Și atunci smerenia este primul pas ca să începem să urcăm treptele milei. Treptele milei. Să devenim miloși. Sunt oameni care se nasc miloși și au o problemă cu treaba asta că ei nu prea pot să ducă duritatea vieții. Că trebuie să fim miloși, dar puternici, înțelepți ca șerpi și blânzi ca porumbei. Aici e toată treaba, că dacă ești doar milos și nu mai de milă, tu nu poți să faci nimic care e mai dur, iar nu e bine, trebuie să poți face și din milă anumite lucruri mai dure, dacă se poate spune așa. Da. Așa că smerenia este pasul de început și apoi te învață singură ea. Da, Uită. totodată smerenia cum să spun, trebuie să nu mai existe acea nevoie de a te amplasa pe tine în centru atenției. Chiar dacă tu acolo încerci și spui că reprezinți interesele altora și că faci și dregi, acest ego al tău de a fi tu în față te desparte, te desprinde de ceea ce vrei tu să transmiți mai departe. Deci nu ai cum să te consideri un om smerit când tu tot timpul te pui în mijlocul acțiunii. E o mare capcană atunci când ajungi să cunoști anumite taine,
și să nu începi imediat să te smerești și să-ți învingi ego-ul. Cum? Efectiv, considerându-te tot timpul poate cel mai păcătos dintre păcătoși, chiar dacă n-ai fi, da? Tu zici, n-am ce să pierd dacă eu consider că sunt cel mai greșit și cel mai slab dintre toți discipolii tăi. Că ei sunt și ei, la rândul lor, învățători pentru tine. Vă să recunoști, să apreciezi rolul celorlalți și ajutorul pe care ți l-au dat și contribuția pe care au avut-o fiecare în învățarea ta. Ori noi, știi, când ajungem undeva pe o treaptă mai sus, cam uităm cine ne-a ajutat, cum a fost. Da, trebuie tot timpul să măcar adus aminte, nu neapărat ca reproș, dar trebuie adus aminte, să știți că educația celorlalți și a personal este prin adevăr. Deci nu că lasă că nu-i mai spun, lasă că mai bine că îi mai spun. Nu neapărat tot timpul ca să nu mai poată să facă un pas din cauza terorii care o poți face tu. Dar din când în când adevărurile trebuie respuse. Deci un fel de spovedanie periodică trebuie să existe pe calea spirituală pentru că vă spun, nu este vindecare decât în adevăr. Adevărata vindecare vine când recunoști. Când îți recunoști Cea problema. de-a noua teorie se referă la evoluția spirituală, la noua cultură, la interconectarea cu mișcarea noastră, interconectarea mișcării noastre cu Universul, cu energia universală, și nu sunt vorbe mari. Asta se referă mai exact la evoluția noastră către un nivel superior de existență. Ceea ce încercăm cu toții să facem. Da, vezi că drumul este destul de lung și nu putem sări nimic. Nu poți să sari nicio etapă. Așa este. Deci, noi dacă nu începem să ne schimbăm, deci noul stil se referă la o preocupare centrală. Deci toate meseriile care în ziua de azi sunt căutate nu mai vor fi de folos, ca să zic așa, prea mult. Pentru că în societatea care se construiește acum e nevoie de oameni cu pregătire spirituală, cu informații despre energie și circulația ei, cu terapii alternative. Asta se va căuta. Și, de fapt, cum vedeți, începe să fie la modă, să spunem așa. Chiar este la foarte mare modă. Cine se prinde de acum, se orientează spre astfel de meserii, în legătură cu vindecarea, în legătură cu traumele, în legătură cu energeticul, în legătură cu sportul, dar nu sportul ăsta de performanță, cum îl știm noi, să mor pe teren de alergat. Sporturi care dezvoltă armonios, care nu forțează la un nivel de exagerare cu organismul, că nu suntem nici cai, nici câini de țani, nici nu sunt. Da. Și atunci, asta este noua viață. O spiritualitate explicată, o religie, să spunem așa, foarte, cum să spun, explicată, să toată lumea să fie de acord. Eu sunt nu sunt ecumenist, dar sunt ecumenic. Adică cea mai bună religie, eu o consider cea ortodoxă, însă anumite dogme care au intrat în ea nu sunt conforme, nu sunt de părere că sunt corecte. Respectiv, taina reîncarnării a fost scoasă și a fost transformată într-o prostie și într-o aberație și într-o. Deja e, cum să spun, eretism. Dar nu e. Deci a fost o mare lucrare satanică această infiltrație, că s-au infiltrat din când în când lucruri în religia cea dreaptă. Ea a rămas dreaptă pentru că tainele ei sunt corecte și funcționează. Adică rugăciunile care se fac așa cum se fac, așa cum se invocă, așa cum se evocă, așa cum se convocă, funcționează. După cum vedeți, există vindecări prin rugăciune noastră, există sfinți în ortodoxie, în alte părți nu prea sunt sfinți. Mai sunt și pe la în Tibet, pe acolo, pe vremuri de care erau și care au respectat legea iubirii, ajuns sfânt. Nu trebuie să ai neapărat o religie. Religia e doar o cârjă, ca să spun așa, pe drumul ăsta drept către absolut. Adică ea nu trebuie făcută Dumnezeu, religia. Religia e doar o carte.
Pentru că vorbeai despre credință și despre rugăciune vindecătoare. Chiar zilele trecute am văzut un interviu profesorul Dănăilă care spunea: cred cu toată ființa mea în sacroterapie. Păi Și da. m-a impresionat pentru Eu de ce că am ales asta ca și terapie? Ce, nu puteam să continui să fac bioenergie clasică, gen taoism sau altele? Puteam. Dar care protejează perfect terapeutul și face ca lucrurile să funcționeze spre vindecare totală, holistică, este sacroterapia. Singura. Singura. Că așa te bagi tu cu capul tău. Mai pui energie pe acolo, mai de acolo, mai coși aura nu știu unde. Că poți să faci orice cu capul. Îți imaginezi și unii văd și cos, efectiv cos. Dar eu las pe Dumnezeu să facă cusătura, să vină îngerii. Noi chemăm decât îngerii și eu mă pun la dispoziția lor ca să se transfere prin mine în lumea asta soluția divină. Și e perfect. Da. Dragoș, înainte să ne spui rugăciunea, hai să trecem puțin prin oferta ta de Ormus și să ne spui câte un cuvânt despre fiecare produs. Da. Ormusul este un elixir, un miracol al divinității lăsat pe lumea noastră. Nu este venit acum cu mine, nici măcar cu cei 2000 de ani de când suntem noi în epoca postcristică. El este pe planeta asta, aceste elemente sunt pe planeta noastră de când s-a făcut ea, în spațiu, în praful stelar existau deja. S-a găsit în apa ghețarilor de la începuturi, aur monoatomic și elemente monoatomice. Deci, elementele acestea monoatomice, acest elixir, este baza vieții. Pe baza lui curge lumina, pe baza lui se activează corpurile. Deci aduce viață. Acum că avem un ormus lichid care este obținut complet natural din ape mineralizate, printre care și ape din Tibet, ape din țara noastră și de la Marea Moartă. Așa, deci este un complex în acest ormus. Și cel lichid este mai bun pentru 60% pentru fizic, 40% pentru conștiință, iar cel praf este 60% pentru conștiință, 40% pentru fizic, însă dacă ai conștiința, ai și fizicul îndreptat, dacă ai fizicul îndreptat și conștiința poate să se îndrepte, adică ambele sunt bune și ar fi bine să fie folosite împreună. Și mai avem și pentru exterior, serul și crema. Mai sunt oameni care au probleme de suprafață. De exemplu, am văzut că a făcut foarte bine la furuncul, la niște lucruri din astea care niște spuzeli, niște erupții care nu se mai vindecau. La rana mea, știți foarte bine povestea arsurii mele și tăieturilor mele, unde eu nu mai ser folosesc și praf de aur și cremă, când Doamne ferește, dar văd că mă mai tai, asta este. Să nu se mai întâmple, Doamne, ajută-mă să nu mai fiu ispitit, că nu e o plăcere să te tot lovești. Dar, cum vorbeam mai devreme, karma acționează și în fizic, lovești, vei fi lovit. Și deci se pot însă anula karmele prin rugăciune mai mult. Și nu mai ești lovit dacă lovești. De exemplu, să spunem, tai o găină. Ai tăiat o găină, e o karmă rea. Trebuie compensată. Și de aia mă gândesc de unde mă mai lovesc. Am făcut și eu, de ce să pun pe altul? Am zis, domne, noi ne ascundem după deget. Cumperi de la magazin. Păi și aia nu e tot tăiată, nu e tot așa. Și zic, asta e, hai să vedem cum rezist în astfel de situații. Că ziceam, milă când tu ești de fapt călău. Și până la urmă, cumva te ierți, nu știu. Deci, asta e o mare artă în viață ca să te poți ierta tu pe tine și să nu rămâi cu rușine și cu frustrare că nu mai poți da înainte. Deci, multe lucruri facem ca să trăim. Așa e lumea în care ne-am născut noi aici. Poți să treci de partea pranivorilor. Eu le-am încercat cam pe toate, cu posturi, cu vegetarian, așa, a fost bine, dar mi se dezvoltase orgoliu atunci. Că toți ceilalți mi se păreau animale, mi se păreau, cum să zic, primitivi. Și mi s-a dezvoltat un orgoliu atunci, de am fost și atacat.
Dar, deci calea este de mijloc, eu din punctul meu de vedere este calea de mijloc, post intermitent, extraordinar, adică mănânci, nu mănânci nimic până seara, și mănânci o singură dată pe zi, merge, e bine, și rugăciunea, fără ea, eu zic că nu faci nimic. O să fii sănătos, o să trăiești mulți ani, dar Păi, dacă tot vorbești de rugăciune, hai să facem rugăciunea. hai să facem o rugăciune. Hai să facem o rugăciune, că tot suntem în zona lui Ioan Botezătorul, a praznicului tăierii capului, un om care a plecat de acasă de mic, de la 3 ani, nu de mic, și a mâncat miere și lacosta, care este o plantă gen pelinaș, care crește prin deșerturile alea pe acolo, pe la ei. Și deci merită și el să-l pomenim, în primul rând, pentru că se spune că ar fi fiul Pământului și Pământul este organizat tot ca și Sistemul Solar. La rândul lui, Sistemul Solar e organizat ca și galaxia și așa mai departe. Deci există un Tată, un Fiu și un Sfânt Duh în conducerea Pământului și se spune că Ioan este Sfântul, este Fiul. Este Fiul. Moise ar fi Tatăl Pământului și Ioan ar fi Fiul. Și de aia când vine Fiul pe Pământ, primul ambasadorul este care vine, ambasadorul țării, reprezentantul lui, Fiul Pământului, îl așteaptă pe fiul de tatălui. De-aia el s-a născut înainte mergător și botezător Ioan. Și atunci, dragii mei, hai să vedem. Dar nu avem aici, nu avem. Nu avem. Nu avem. Deci nu l-am în acatistier, dar atunci facem rugăciunea celui pe care l-a reprezentat el. Și se va bucura mai mult Ioan că face rugăciune către Iisus Hristos, Domnul nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește și lacrimile amărăciunii noastre. Cu patimile tale vindecă patimile noastre, cu rănile tale tămăduiește rănile noastre, cu sângele tău curățește sângele nostru și amestecă în trupurile noastre mireasma trupului tău cel de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea care potrivnicul ne-a adăpat. Trupul tău întins pe lemnul crucii să întindă către tine mintea noastră care este trasă în jos de diavol. Capul pe care l-ai aplecat pe cruce să ne ridice și nouă capetele pălmuite de potrivnici. Prea sfintele tale mâini pironite pe cruce de cei fără de lege să ne tragă spre tine din prăpastia pierzării. Așa cum a făgăduit prea sfânta gura ta, fața ta batjocorită cu pălmuiri și scuipări, să umple de strălucire fețele noastre întinate în fără de legi, Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce, să ne povățuiască spre tine prin harul tău. Noi nu avem inima plină de compasiune ca să te căutăm. Noi nu avem nici pocăința, nici umilința care întoarce pe fii la moștenirea lor. Nu avem lacrimi mângâietoare, stăpâne. Nouă ni s-a întunecat mintea cu cele lumești și nu mai poate să te caute pe tine cu dorire, s-a răcit de atâtea ispite și nu mai poate să se înfierbinte cu lacrimile dragostei celei către tine, ci tu, Doamne, Iisuse Hristoase, vistier al bunătăților, dăruiește-ne pocăință neștirbită, inimă plină de compasiune ca să pornim cu tot sufletul în căutarea ta, pentru că fără tine, Doamne, noi ne înstrăinăm de tot binele. Dă-ne, bunule, așadar, harul tău, Tatăl, care te-a născut din sânurile sale și mai înainte de veci, să înnoiască în noi închipuirea icoanei tale. Noi te-am părăsit, Doamne, tu să nu ne părăsești, am ieșit de la tine, Doamne, ești tu în căutarea noastră, dunești pe noi la pășunea ta cea duhovnicească. Numără-ne între oile turmei tale prealese, hrănește-ne împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor tale taine, pentru că inima lor curată este sălașul tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor tale. Strălucirea ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri să ne învrednicești pe noi nevrednici cu harul tău și cu iubirea ta de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în vecii vecilor. Amin. Da. Asta este rugăciunea către Iisus Hristos, Domnul al Sfântului Isaxiru, care ne vindecă sângetile, ne vindecă oasele, ne vindecă tristețea și o folosesc eu ca punct culminant al sacroterapiei. Îți mulțumesc tare mult, Dragoș, pentru această seară.
Le mulțumesc prietenilor noștri că au fost alături de noi. Eu vă doresc până săptămâna viitoare să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine, dar emisiunea nu s-a terminat. Continuă cu filmulețul despre Ormus. Mulțumesc, Dragoș! Mulțumesc și eu și slavă lui Dumnezeu! Doamne ajută! Aurul a fost cunoscut din cele mai vechi timpuri ca un metal prețios. În forma lui monoatomică însă, el devine prețios și pentru sănătatea trupului, sufletului și spiritului nostru. Astăzi, acest elixir, că este un elixir, îl numim Ormus. Însă, în decursul timpului, a fost cunoscut sub mai multe denumiri. Poate cea mai cunoscută dintre ele este mana, denumirea de mana pe care o știm din Biblie. Și mai recent, în Evul Mediu, el a fost numit piatra filozofală. Dacă doriți mai multe informații despre acest subiect, aveți această carte, Ormus, pe care o găsiți pe site-ul nostru www.aurudacilor.com. Acest elixir numit Ormus este un bun remediu pentru reducerea durerilor articulare și gută. În același timp, va reda tonusul muscular, fibra musculară se va simți bine. Reglează funcția pancreasului, odată cu ea reglează glicemia și în același timp va regla și digestia, adică funcția pancreasului pentru digestie, enzimele pancreatice. El întărește și regenerează sistemul osos, va lucra deci sinergic în tot corpul, holistic, de fapt, în toate aspectele ființei noastre umane, spirit, trup și suflet. Dar ne referim acum la trup, va regenera și va regla funcția sistemului reproductiv. Iar în ceea ce privește psihicul nostru, va elimina oboseala și depresia și va regla somnul, va readuce starea de bine și pofta de viață și va elimina anxietatea și frica. Va îmbunătăți imunitatea, acționând asupra glandei timus, glanda inimii. Și odată cu această influența asupra glandei timus, vom avea și o inimă mai relaxată, mușchii inimii se vor relaxa, calitatea sângelui va crește și deci sistemul circulator va fi mult sprijinit și regenerat în ansamblu, dar mai ales vor fi ajutate vasele de sânge, ormus sau aurul monoatomic. Acest elixir, care l-am aici în mână, este sub formă de soluție, se iau doar 2 ml pe zi. Va ajuta mult venele și arterele, elasticizarea lor. Sistemul endocrin va beneficia și el de acțiunea acestui elixir, acțiunea elementelor monoatomice, pentru că ele, elementele monoatomice, sunt parte componentă a glandelor noastre. Aurul monoatomic împreună cu celelalte elemente monoatomice vor face acest reglaj al glandelor corpului nostru. De exemplu, glanda epifiză sau pineala. Toată lumea a auzit de ea, are formă de pin și ține legătura cu universul, cu adaptările noastre genetice la schimbările prin care trecem. Dar în același timp are o funcție foarte importantă. Produce melatonină și deci aduce somnul și relaxarea. Glanda pituitară sau hipofiza, care este în spatele ochilor, are rolul de a produce serotonină, care este hormonul bucuriei și fericirii. Și avem glanda timus, despre care mai vorbim mai devreme, care înconjoară inima și care are un rol foarte important în producerea hormonului iubirii, oxitocina, și cea de-a doua funcție produce limfocitele T, deci susține sistemul imunitar. Luate pe rând, elementele monoatomice vor ajuta toate celelalte glandele, tiroida și paratiroidele, le avem aici, care reglează echilibrul calciului în corpul nostru. Pancreasul, știm foarte bine ce face pancreasul, suprarenalele, voința, puterea și dopamina și adrenalina. Și mai avem glandele reproducătoare, care nu sunt folosite doar pentru a ne reproduce, nu le folosim. Au alte funcții, au și alte funcții în viața noastră. Ca urmare, elementele monoatomice, ormusul acesta despre care vorbim, acest elixir, va ajuta sistemul energetic, respectiv fiecare chakra în parte, deoarece ajută glandele. Glandele au corespondent în lumea energetică, în lumea astrală, în lumea nevăzută, chakrele. De aceste chakre depinde foarte mult starea noastră emoțională. Subiectul pe care îl vom dezvolta, poate, în cadrul cursurilor pe care le fac, despre ele veți putea afla tot pe site-ul www.aurudacilor.com. Deci, în forma lui monoatomic, aur, iridiu, rodiu, platina, paladiu, ruteniu, argintu, cupru și așa mai departe, refac, de fapt, lumina pierdută a aurei noastre energetice, pentru că mai întâi avem o problemă la nivel energetic, de întuneric în aură și apoi la nivelul fizic. În concluzie, Ormus, acest elixir
merită, din punctul meu de vedere, să-l cunoașteți și să-l încercați. Vizitați site-ul nostru www.aurudacilor.com, unde veți găsi și cartea aceasta. Și dacă tot am amintit despre cursuri, ar fi bine să vorbim și despre sacroterapie. Cine dorește să afle mai multe detalii despre sacroterapie, acest tip de terapie deosebit, este invitat să acceseze www.aurudacilor.com sau să sune la numărul de telefon care îl vedeți afișat pe ecran. Și uitați cum o tehnologie cosmică a ajuns în acest aparat imunocub care efectiv purifică nu numai aerul atmosferic, omoară microbi, virus din atmosferă, dar de asemenea poate să purifice apa și produse alimentare. Anihilează toate impuritățile, toate produsele negative, inclusiv euri care se găsesc acolo, pentru că descompune absolut tot ceea ce este impur la nivel molecular. Singurul obiect de care nu m-aș putea despărți. De ce? Pentru că într-adevăr te poate ajuta întru totul. Întru totul. Un obiect care reușește să-ți purifice aerul, apa și alimentele, înseamnă totul.